venim pentru alt mai bun. Aha, interesant de definire. Da. 44 de membri are Clubul Fotografilor în acest moment? Aproximativ 40, adică aproximativ 44 sau 46. Da, au fost mai mulți, dar după o scurtă și necesară resuscitare am rămas 44. Bineînțeles că există posibilitatea ca alții doritori și iubitori de fotografie să se înscrie după multe etape destul de riguroase. Da, și urmează acum o perioadă de stabilizare a clubului. Pentru că au avut doar niște schimbări, dar... De stabilizare, da, bineînțeles. Așa, ce schimbări? Schimbările au loc în momentul actual. A fost nevoie de anumite modificări, pentru că am mai avut așa mici înțelegeri, dar e în regulă. Uite că vă face fotografii colegul meu Cristi. Da. Sunteți fericiți? Da. Să știți că se pricepe. Da. Vă ieși cu siguranță niște fotografii bune. Noi puteți să le arătați în expoziție. Vă faceți o expoziție de tipul Making of. Da. V-ați gândit la așa ceva? Vă fotografiați pe voi când fotografiați? Nu, dar e idee bună. Dar nu vrem ca lumea să creadă că noi acum... Nu știu, vrem să ne lăudăm cu ce facem sau poate că nu. Dar este o idee interesantă. Trebuie să faceți asta, de asta ați venit aici. Da. Credem la următoarea expoziție? Exact, da? La următoarea expoziție, că este, din punctul meu de vedere, mult mai muncită, ca să zic așa. Nu știu dacă te-am întrebat până când e deschisă expoziția. Până pe 7 martie. Până pe 7 martie. Deci gardul este ocupat, galeria de altă fetița, nu spuneai și data trecută. Da. Toate mumicile sunt invitate cu ai lor copii la... Da, înainte de 8 martie, dăm expoziția de jos, poate mai lăsăm o zi, mai vedem. Expoziția Printre copii și doamne, da, este... Asta e un titlu cu ambiguități. Da. Ne gândești puțin cum adică Printre copii și doamne. Da, pentru că Rareul este situat între cele două repere. Adevărat, am reușit. Noi, fiind cei patru care am fost atunci când mai la început, chiar am reușit să susținem pe cadre foarte frumoase. Am rămas și noi uimiți, chiar dacă experiența noastră nu era atât de avansată în fotografie. Ați încercat să faceți și altceva, escaladă? Nu, deocamdată ne limităm doar la fotografie. Nu vor să pună aparatele în pericol. Da, normal. Da, multe fotografiile, nu știu, a trecut fotografia ta? Ai pus-o? Da, am avut mai multe, da. Pentru că suntem la 6, avem fiecare, nu știu, de 10, 20 fotografii. Multe dintre fotografiile astea sunt făcute, cred că, și la referință. Da, mai mult a fost, la răsărit a fost mai greu. Nu te-ai putut imagina, dar știm deja că nu te-ai putut imagina, că doar ați întârziat. Dar nu este mai simplu să te trezești, probabil. Oricum, ați rămas și peste noapte. Da, am rămas două, am spus până dimineața. Am ajuns vineri seara și ne-am făcut dimineața tot seara. Și pe munte, spre deosebire de așa, este trafic. În momentul în care vrei să ajungi din punct anume să fotografiezi, nu ai trafic, iar gata cu scuzele, gata. Detașarea ca să ai crește. De la scuze trecem la mulțumiri. Mersi tare mult, ați fost de bine. Da, și noi dorim să mulțumim întregii echipe. Noi vă menționăm de fiecare dată când avem vernisajele fotografiilor, așa cum s-a întâmplat și la precedentul eveniment, la Biserica Adormirea Maicii Domnului Galați. Am mulțumit în primul rând TVR Iași pentru mediatizare și pentru că ne-ați primit să vorbim tuturor celor care ne privesc despre expoziția noastră și s-a bucurat de un public numeros. Apoi, bineînțeles, mulțumim domnului Adicriță, domnului Damian Citelu, colegilor care s-au implicat în organizare, Ionuț și, bineînțeles, celor care aseară au fost alături de noi și ne-am bucurat, bineînțeles, și la un ceai sau bere fără alcool. Mulțumesc că din nou și data viitoare să ne mai întâlnim. Spectacol eveniment la Teatrul Cub, vedem trailerul și după vorbim imediat despre eveniment.